Pacea Domnului! Mă bucur că în această dimineață de sabat ne aflăm în casa Domnului și putem învăța lucruri noi. Aș dori în această dimineață să începem momentele de meditație cu câteva gânduri de extremă însemnătate și pentru asta vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Numeri, capitolul 20, unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 12. Iată ce scrie. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta? Ca să murim în ea, noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aaron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiacul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aaron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoase astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiacul dinaintea Domnului, cum îi pruncise Domnul. Moise și Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, ascultați, răzvătiților, cum putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci, Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copilului lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Cel mai mare om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament i-a fost refuzată intrarea în Canaan datorită unei singure crize de furie. În realitate însă, moartea lui nu a fost o înfrângere, ci un triumf. Cererea lui de a intra în țara făgăduinței nu a fost refuzată de fapt, fiindcă, deși nu a intrat în Canaanul pământesc, a intrat în Canaanul ceresc. Rugăciunea lui a primit un răspuns mai important decât cel așteptat. Asemenea lui Moise, și credința noastră este de multe ori pusă la încercare. Să nu uităm că a fi creștin înseamnă a te confrunta deschis cu marile decizii ale vieții. Nu putem fi creștini fără această capacitate de a face alegeri corecte. Istoria vieții din pustie a poporului Israel a fost consemnată pentru a fi de folos Israelului lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului. Dumnezeu dorește ca poporul său din aceste zile să revadă cu o inimă plină de umilință și cu un spirit dispus să învețe încercările prin care a trecut vechiul Israel pentru ca să poată fi educat în pregătirea pentru Canaanul ceresc. Noi, poporul Dumnezeu din aceste zile, unde ne situăm? Atunci când credința ne este pusă la probă, chiar și în cele mai mici încercări, dăm noi pe față o credință sau o răbdare mai mare decât a manifestat vechiul Israel? Procedăm noi la fel ca și ei? Când ajungem în strâmtorări, murmurăm în fața mijloacelor prin care Dumnezeu a ales ca să ne curățească? Deși nevoile noastre prezente ne sunt satisfăcute, continuăm să ne încredem în Dumnezeu pentru viitor sau ne temem tot timpul ca nu cumva sărăcia să vină asupra noastră? Există riscul ca obstacolele pe care le întâmpinăm, în loc să ne facă să căutăm ajutorul lui Dumnezeu, unica noastră sursă de putere, ele ne pot despărți de El pentru că trezesc în noi neliniștea și nemulțumirea. Să nu uităm că Iisus este prietenul nostru, întregul cer este interesat
de nevoile noastre, iar neliniștea și temerea noastră nu fac decât să-L întristeze pe Duhul lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 3, cu versetele 12 și 13, spune: Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice, astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Adesea, viața creștină este înconjurată de primejdii, iar împlinirea datoriei pare greu de adus la îndeplinire. Și totuși, vocea lui Dumnezeu rostește în mod clar: mergeți înainte! Noi trebuie să ascultăm de porunca aceasta, chiar dacă ochii noștri nu pot pătrunde prin întuneric și chiar dacă simțim la picioarele noastre valurile reci ale mării. Obstacolele care stau în calea înaintării noastre nu vor dispărea niciodată înaintea unui spirit zăbafnic și îndoielnic. Necredința șoptește: să așteptăm până când sunt date la o parte toate piedicile și până când vom putea vedea în mod clar drumul nostru. Dar credința, plină de curaj, îndeamnă la înaintare, nădăjduind și crezând totul. Cărarea pe care ne conduce Domnul poate trece prin pustie sau prin mare, dar să nu uităm că este o cărare sigură. În încheiere, să nu uităm că Satana și-a atins odată scopul, acela de a împiedica pe poporul Israel să intre în Canaan și va încerca să folosească de toate mijloacele necesare pentru a ne împiedica și pe noi, poporul de azi, să intrăm în Canaanul Ceresc. Și unul dintre metodele sale, sau una dintre metodele sale, este aceea de a îmbrăca adevărul, de a veni înaintea noastră cu un lucru și să-L credem, pentru că întotdeauna El aduce un adevăr, dar un adevăr bine îmbrăcat. Domnul să ne ajute să ne păstrăm cărarea pe care El vrea să o parcurgem și să nu ne abatem în stânga sau în dreapta. Și ca o încurajare în plus, în 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 13 cu 14, stă scris: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste. Amin.